Cântarea aceasta este frumoasă, dar ar rămâne de văzut dacă într-adevăr nu ne-am teme. Dacă ar fi un cutremur care să miște doar un deal, dar dacă s-ar eclipsa natura și s-ar mișca munții și Alpii ar deveni mai scunși sau mai înalți dintr-o dată. Amintesc aceasta, nu fiindcă eu n-aș fi cântat-o la fel ca dumneavoastră, dar țineți minte ideea aceasta că avem nevoie de ea mai târziu. Vă întreb, de unde ar fi mai ușor să-L prezinți pe Domnul Iisus Hristos? Din Vechiul Testament sau din Noul Testament? Evident că nu ni s-ar părea mai ușor să-L prezentăm din Noul Testament, nu? Și când evangelizăm, citim din Evanghelie în mod deosebit, sau dacă recomandăm unui om care acum este debutant în Scrierile Sfinte, îl sfătuim să parcurgă Noul Testament. Dar amintiți-vă de momentul în care Filip mergea alături de famen în car și prezenta pe Hristosul din Vechiul Testament. Însuși Domnul Hristos spune în Evanghelia după Ioan 5:46, căci dacă ați crede pe Moise, m-ați crede și pe mine, pentru că el, adică Moise, a scris despre mine. Din Noul Testament îl putem vedea direct pe Domnul Iisus, dar în Vechiul Testament el trebuie dezvăluit ca să-l vezi. Toată cartea Genesei se ocupă de ideea seminței femeii, seminței lui Avram, și merge pe linie de familie, dovedind că se învanaște dintr-o familie unul. Despre cine vorbește Genesa? Despre Iosif? Despre Avram? Nu, despre Domnul Hristos. Abel spre el a privit. Avram a văzut ziua lui și s-a bucurat. Și noi citim în Genesa și îl vedem numai pe Avram. Exodul îl prezintă pe Mesia ca liberator. Foarte interesant. Dumnezeu a zdrobit Egiptul cu 9 plăgi și nu așa i-a scos. I-a scos prin sângele salvării. Căci Dumnezeu nu va folosi ca modalitate de mântuire nici distrugerea demonilor corespondentul idolilor Egiptului, nici a lumii acesteia corespondentul egiptenilor, ci pe Mesia l-a folosit. Și dacă vreun evreu a rămas prin absurd în Egipt, n-a rămas fiindcă vreun faraon sau vreun egiptean îl putea reține. V-ați gândit la aspectul acesta? Dacă un evreu rămânea în Egipt în noaptea aceea, ar fi rămas din două motive. Că ar fi murit fiindcă în casa respectivă nu s-ar fi pus sângele salvator și că n-ar fi vrut să iasă când au ieșit ceilalți. La fel, oamenii când nu vor fi mântuiți, nu vor fi mântuiți pentru aceste două motive. Că refuză sângele salvării sau că nu vor. Deși l-au acceptat și n-au murit, dar puteau să pună sângele la ușă și în același timp să nu iasă. Urmează Levitic. Peste tot numai jerfe. Două narațiuni sunt în cartea Levitic. Toate jerfele acelea trebuia să nască în inima preoților și a poporilor ideea jerfei necesare adusă de Dumnezeu. Și, uite așa, s-ar putea continua enumerând cărțile Vechiului Testament, dovedind ce a spus Domnul Iisus aici. Moise, despre mine a scris. În ideea aceasta, vreau să luăm două personaje din Vechiul Testament pentru a dovedi o lucrare nou testamentală. V-am spus aceasta din capăt, ca nu cumva să vă pierd pe undeva prin Vechiul Testament în timp ce îi vizităm,
Și pe când se ajunge în Noul Testament, să ajung singur, să ne întâlnim la amin. Am fost într-o biserică și am expus un studiu asupra fiilor Țeruiei. Ioab, Abishai și Asael. La început oamenii au fost curioși, o biserică mare. Apoi am văzut că i-am cam pierdut puțin umblând prin texte și de-abia spre final, când am început să trag concluziile, revenea tot câte unul la bază. Și a doua zi m-au sunat câțiva și a spus, frate, în prima parte n-am înțeles și vrei să ne povestești. Până după aceea am văzut unde vrei să ajungi. Și le-am zis, n-ați înțeles fiindcă nu sunteți obișnuiți cu parcurgerea scripturilor, vreți doar ca și copiii, glazura și bomboana de la sfârșit. Haideți să zbatem blatul Vechiului Testament și apoi ajungem în Noul Testament. Că nici Dumnezeu n-a luat-o pe scurt. A luat-o de la originea problemelor. Haideți să deschidem la cartea 1 Samuel, în mod special în această carte, ne vom plimba în această seară, capitolul 3, și vom urmări doi oameni, Samuel și Saul. Tânărul Samuel, sau cum scrie aici în versetul 8, copilul Samuel, probabil un adolescent, a fost chemat de Domnul în acea noapte. Și versetul 7 notează. Samuel nu cunoștea încă pe Domnul și cuvântul Domnului nu-i fusese încă descoperit. Să mă audă copiii că va fi și paranteza lor în seara aceasta. Deși era nu crescut cum ați fi dumneavoastră duși la biserică. Acolo la biserică dormea și nopțile. Și totuși, încă nu cunoștea pe Domnul în mod personal. Sau echivalentul nostru, nou testamental, el nu era născut din nou. N-avea o înțelegere în mintea lui, autentică. În acea noapte Domnul l-a chemat, i-a vorbit și dacă întoarceți, foaia scrie de la versetul 19, Samuel creștea, Domnul era cu el și n-a lăsat să cadă la pământ niciunul din cuvintele sale. Pun accentul pe expresia Domnul era cu el. 21. Domnul nu înceta să se descopere în silo, căci să se arate în silo, căci Domnul se descoperea lui Samuel prin cuvântul Domnului. Cuvântul Domnului era pe parcursul scrierii lui. Prin Samuel puteți să identificați copiii din familiile credincioșilor care au un moment de revelație specială de la care se declanșează cunoașterea pe linie de duh a lui Dumnezeu, a cuvântului său, a lucrurilor sfinte, a noțiunilor cerești și a împărăției viitoare. Ei trebuie să crească, să se dezvolte. Întoarceți acum la capitolul 9. Să observăm debutul celuilalt, al lui Saul. El a plecat într-o misiune gospodărească împreună cu sluga sa și la propunerea acesteia ajunge la Samuel, o întâlnire de altfel prevăzută de Dumnezeu. De la versetul 27, Samuel intră într-o părtășie specială cu Saul și îi zice, îți voi face cunoscut cuvântul lui Dumnezeu. Prin Saul identificăm tinerii care sunt crescuți ei într-un mediu creștin, că toată Europa e creștină, se spune, dar care nu sunt familiarizați și nu
frecventează în mod regulat o casă de rugăciune. El a ajuns ocazional la omul lui Dumnezeu. Însă aici a făcut cunoștință cu cuvântul Domnului, un cuvânt concret, special pentru el. Întoarceți foaia și scrie în versetul 6, Duhul Domnului va veni peste tine, zice Samuel. Vei proroci cu ei și vei fi prefăcut într-alt om. Imaginea schimbării omului vechi. Când ți se vor împlini semnele acestea, fă ce vei găsi de făcut, căci Dumnezeu este cu tine. Iată că și acest tânăr a ajuns să-L cunoască pe Domnul, lucrările sale, și chiar să aibă parte de prezența Duhului Dumnezeu în el. Vă rog să-i observați, deși au făcut parte din generații diferite, unul era ca un părinte, iar celălalt ca fiul, au avut un debut autentic, corect, normal, în viața cu Dumnezeu. Echivalent, un tânăr născut în biserică, unul venit din lume, amândoi botezați cu Duhul Sfânt. Până în faza aceasta, nu veți observa diferențe la Samuel și la Saul. Vreau să ne oprim acum în capitolul 7 și să-l observăm pe primul. În momentul debutului public în lucrare, trecuseră 20 de ani de vreme letargică și chiar apostazie în Țara Sfântă, ani după care poporul a fost cercetat și scrie în versetul 2 că și casa lui Israel a plâns după Domnul. Samuel a zis întrezii casa lui Israel, dacă din toată inima voastră vă întoarceți la Domnul, scoateți din mijlocul vostru Dumnezeii străini. Versetul 5, Samuel a zis, strângeți pe tot Israel la Mițpa și eu mă voi ruga Domnului pentru voi. Ei l-au ascultat, s-au adunat, au postit. Versetul 9, Samuel a luat un miel sugar și l-a adus arde de tot Domnului. A strigat către Domnul pentru Israel și Domnul l-a ascultat. Pe când aducea Samuel arderea de tot, filistenii s-au apropiat ca să bată pe Israel. Și vreau să țineți cont că în vremea aceea, filistenii îi dominau pe evrei. A fost o primă prezentare publică a lui Samuel, moment în care s-a văzut că-și Dumnezeu l-a chemat în lucrare. Toți așteptau să vadă deznodământul războiului. Dar din moment ce ei se întorseseră la Domnul, Dumnezeu venise în tabără și veți vedea că războiul și rezultatele lui n-au fost decât o chestiune de procedură. Domnul a tunat în ziua aceea cu mare vuiet împotriva filistenilor și i-a pus pe fugă. Au fost bătuți dinaintea lui Israel. Bărbații lui Israel au ieșit din Mițpa, au omorât pe filisteni și Samuel a pus o piatră între Mițpa și Shen și i-a pus numele Eben Ezer. Până aici Domnul ne-a ajutat. Astfel au fost beriți filistenii. Imaginați-vă cum a privit Israelul spre Samuel după acel moment. Dumnezeu ne-a ridicat un om, puteau să spună ei. Așa și era. Vreau să întoarceți la capitolul 11, să ne uităm la Saul. Din nou, într-un moment de criză, toată țara. Amoniții le-au spus la parte din evrei, la cei de la răsăritul Iordanului, faceți legământ cu noi și lăsați-ne să vă scoatem la toți ochiul drept. Imaginați-vă ce tortură, puțin spus, o cară aruncată asupra lui Israel. Saul tocmai se întorcea de la câmp, versetul 5. În urma boilor și-a întrebat, ce are poporul de plânge? Din nou, ca și la Samuel, poporul plângea. Eu istorisit ce spuseseră cei din Iabes. Cum a auzit Saul aceste lucruri? Duhul lui Dumnezeu a venit peste el și s-a mâniat foarte tare. Și-a tăiat boi în bucăți, i-a trimis în Israel și-a mobilizat 330.000 de soldați,
A doua zi, versetul 11, Saul a împărțit poporul între cete, au pătruns în tabăra amoniților în straja dimineții și au bătut până la căldura zilei. Cei ce au scăpat au fost risipiți și n-au rămas doi la o altă dintre ei. Și din nou poporul a putut să spună: Dumnezeu ne-a ridicat un om. Iată ce izbândă națională a venit prin el. Haideți să ne oprim puțin aici. Cei care sunt în vârstă, ei pot să spună: în generația noastră Dumnezeu a lucrat într-un mod deosebit. Evreii din vremea lui Samuel puteau să afirme: Dumnezeu l-a chemat pe copilul acesta, i s-a descoperit, a lăsat Duhul Sfânt peste el și când s-a ridicat el, Dumnezeu a fost cu noi în războaie. Dar acum și generația următoare putea să spună, și în vremea noastră, Dumnezeu a ridicat pe Saul, Duhul lui Dumnezeu este peste el și când ne prezentăm pe front, bătălia vine într-o singură zi. Două personaje echivalente, deși în generații diferite. Acestea două situații se regăsesc în biserică. Fiindcă dorim tinerii să fie botezați în apă, cu Duhul Sfânt, și să fie lansați în lucrare. Dar finalul celor doi a fost identic, fiindcă debutul lor a fost identic, cu diferența că unul a fost chemat ca profet și judecător, al celălalt ca împărat. Asta nu înseamnă o diferență, fiecare este cu chemarea lui. Dumneavoastră știți din scrierile Vechiului Testament, în mod special această carte, 1 Samuel, ce diferit au finalizat viața cei doi. Ce i-a făcut să primească turnurile acestea atât de diferite? Vreau să urmărim în această seară trei domenii la care acești doi oameni s-au diferențiat total. Trei domenii care le-au dat direcții diferite. Pe unul l-a adus la o bătrânețe de onoare și nu numai atât, la o răsplată veșnică în ceruri, iar celălalt a terminat în rușine, ocară și în pedeapsă veșnică. La fel se poate întâmpla și în vremea noastră. Haideți să analizăm cele trei lucruri. În primul rând, ascultarea sau neascultarea de cuvântul lui Dumnezeu. În capitolul 13 îl întâlnim pe Saul la prima abatere. Citesc de la versetul 11. Samuel a zis: ce ai făcut? Întrebarea de odinioară adresată Evei. Saul a răspuns: când am văzut că poporul se împrăște de lângă mine, că nu vii la timpul hotărât și că filistenii sunt strânși la Micmaș, mi-am zis: filistenii se vor pogorî împotriva mea la Gilgal și eu nu m-am rugat Domnului. Atunci am îndrăsnit și am dus arderea de tot. Ați reținut câteva elemente care l-au provocat să calce cuvântul Domnului? Împrejurările, atitudinea oamenilor, și a trecut peste conștiință expresia am îndrăznit. Ne face să credem că n-a făcut-o în libertate, ci sub o presiune externă asupra interiorului său. Nu uitați, era Duhul lui Dumnezeu în el. A avut o ascultare de peste 90%. A așteptat 7 zile și n-a așteptat doar câteva ore cât a putut dura până a adus el jertfa. Eu cred de sub 10% a fost neascultarea. Samuel califică atitudinea lui în versetul 13 astfel: ai lucrat ca un nebun. Dar în ce constat nebunie? Credeți că procedura de aducere a jertfei a fost greșită?
Trebuia vițelul început să-l taie de la cap și la început de la spinare? Nu, evident. Faptul că el a îndrăznit să aducă jertfa, ceea ce nu aparținea lui, și faptul că el nu a așteptat până când Samuel urma să vină. N-ai păzit porunca pe care ți-o dăduse Domnul Dumnezeul tău. Domnul ar fi întărit pe vecie domnia ta peste Israel. Samuel, ca din partea Domnului, a calificat neascultarea ca o nebunie. Orice neascultare este o nebunie. Eu știu că noi nu suntem tentați să avem abateri grave. Dar, puțin tel, tentația este foarte mare. Deja veșnicia lui era în pericol. Ați observat expresia? Domnul ar fi întărit pe vecie, dar acum domnia ta nu va dăinui. Viitorul oamenilor care își permit să facă abatere de la Scriptură este ambigu, este incert. Întoarceți la capitolul 15. Este trimis la luptă împotriva lui Amalec cu un consemn, versetul 3. Du-te acum, bate pe Amalec și nimicește cu desăvârșire tot ce ai lui. Să nu-i cruși și să omori bărbații și femeile, copiii și pruncii, cămilele și măgare, boi și oile. Saul s-a dus, a procedat aproape așa, dar spune versetul 9, poporul, Saul și poporul au curățat pe Agag și oile cele mai bune, boi cei mai buni, vitele grase, miei grași și tot ce era mai bun. N-au vrut să le nimicească cu desăvârșire și au nimicit numai tot ce era prost și nebăgat în seamă. Și el se justifică astfel, în versetul 15. Le-am adus de la amaleciți pentru că poporul a curățat oile cele mai bune și boii cei mai buni. Dar versetul 9 zise că Saul și poporul, dar el a răspuns poporul doar, ca să-i jertfească Domnului, Dumnezeului tău, iar pe celelalte le-am nimicit cu desăvârșire. Chiar de aceea Samuel îi zice în versetul 22, îi plac Domnului mai mult arde de tot și jertfele decât ascultarea de glasul lui, fiindcă el a motivat că le-a curățat ca să le aducă jertfă. Iarăși neascultarea a fost foarte mică. În cea mai mare parte a sarcinilor trasate, el a ascultat. Suntem în stare să descoperim în viața noastră lucrurile acele mici în care ne ascultăm în întregime? Luați diferite porunci ca să puteți să detectați. Noul Testament merge mai la perfecțiune. Dacă te uiți doar în mare, să nu prea curvești, înseamnă fizic, să nu atentezi la trupul alte persoane în afara familiei tale. Dacă intri în profunzime, înseamnă să ții ochii, să nu-ți alunice pe panta păcatului. Să nu ucizi în formă brută, înseamnă să nu se tragă clopotele la biserică. Să nu moară cineva. În formă absolută, înseamnă să nu jignești. Că jignindu-l sub impuls de ură, poți să socotești că acea persoană nu are demnitate și în final se poate ajunge la crimă. Sunt alte atâtea aspecte. În domeniul banilor, de exemplu. Spune, Doamne, am fost corect să-ți dăruiesc ție, dacă ai principiul acesta, din salariu o anumită sumă. Dar dacă am avut un venit aparte, nu mai prind și pe acela. Deci ascultări majoritare și neascultări minoritare. Și la o gândire democratică merge. Dumnezeu socotește aspectul acesta nebunie. Vă rog să rețineți un aspect. Biblia
este cartea tehnică de funcționare a omului. Oamenii când au făcut o mașină sau un aparat, au carte tehnică. Dacă le exploatezi după carte, nu se defectează. Ține cât este perioada de garanție în condiții de construcție, de fabricație ideală. Dacă nu le exploatezi corespunzător, se defectează, nu? Așa este și omul. Și dacă te duci la un electronist să-ți arăte un aparat special și tu să tastezi butoanele aproape bine, ce ți-ar spune? Îți arată negație. Funcționează cât funcționează, dar se strică. Ce credeți? Există vreo mașinărie mai complexă? Nici vorbă. Și noi ne permitem să punem să funcționeze cum ne se pare nouă. Dacă și-ar permite piloții să deraieze, să se abată de la sarcinile care e de la centrul de comandă și la regulile lor de zbor, nici nu ar mai trebui teroriști. S-ar răsturna singuri. Dar noi nu ne vom defecta, nu vom fi afectați? Și uneori ne întrebăm, de ce sunt atâtea deprecieri tehnice, ireversibile? De ce atâtea defecte? Fiindcă nu se exploatează omul după carte și suntem nebuni. Vă rog să observați versul 22. Îi plac Domnului mai mult ardere de tot și jertfele decât ascultarea de glasul lui. Ascultarea face mai mult decât jertfele și păzirea cuvântului său mai mult decât grăsimea berbecilor. Așa. 23. Căci neascultarea, asta mică, nu una mare, a lui Saul, de a lui vorbim contextual, este tot atât de nevinovată ca ghicirea. Vă rog să gândiți profund, Samuel era proroc. La ce ghicire s-a referit? Eu cred că la ghicitoria aceea de la sfârșitul vieții lui Saul. Când Saul s-a dus la o ghicitoare, la o vrăjitoare Endor. Dacă noi am gândit așa liber, să nu știm ce a zis Samuel, el a redat exact gândirea lui Dumnezeu. Ați putea crede că cruțarea unor boi și a unor oi să fie echivalentă cu a te duce la vrăjitor? Maică, n-am îndrăznit să le punem pe două talere să credem că balanța rămâne în echilibru. Dar Dumnezeu a calificat nebunie debutul lui Saul și ulterior s-a dovedit nebunia din plin. Și în final n-a fost altceva decât tot nebunie. Nebunia a fost prima și nebunia a fost ultima. De exemplu, în domeniul familiei, dacă își permite cineva să facă un avort, asta e o nebunie mare, nu? Se duce la doctor. E deja ultima fază. Dă o șmecherie mică. Asta e o nebunie inițială. Păi tot atât. Este o abatere. Dumnezeu le consideră echivalente. Versetul mai departe. Și împotrivirea nu este mai puțin vinovată decât idolii și terafimii. Imediat viața lui Saul a fost marcată de împotrivire. S-a împotrivit lui David în mod special și lucrării lui Dumnezeu. Dacă ați fi citit despre Saul, după cum citim despre alții împărați că au fost idolatri și au băgat Baal și Astartei, am zis ce răi au fost. E tot atâta. Nu trebuie decât să te împotrivești cuvântului sau celui care îl exprimă din partea lui Dumnezeu. Este ca și cum ai băga pe satana în adunare și ai slujit pe față. Fiindcă nu poți să stai în condiție externă lui Dumnezeu sau diavolului din moment ce te împotrivești lui Dumnezeu. Tu votezi cu diavolul. Deci este o formă
ascunsă, pe care doar Biblia și Cuvântul Dumnezeu o califică nebunie. Dumnezeu să vă dea înțelepciune. Dar trebuie să fii tare cu minte să asculți de Biblie. Trebuie să fii mai cu minte ca Solomon. Mai cu minte ca Solomon. El a avut aspecte în care n-a ținut cont de Biblie, cât a fost de deștept. A fi înțelept în înțeles biblic înseamnă, cum spune în Proverbe 3, nu te socoti singur înțelept, recunoaște-L pe Dumnezeu în toate căile tale și ascultă-L. Saul, ca împărat, trebuia să aibă o copie a legii pe care să o citească în fiecare zi, să o aibă cu el. Vreau să trecem la celălalt, la Samuel, să observăm în dreptul lui ascultarea de cuvânt. 1 Samuel 3, de la versetul 17. Eli a zis în acea dimineață după descoperire, care este cuvântul pe care ți l-a vorbit Domnul? Nu mi-ascunde nimic. Și bătrânul a spus o lucru mare. Luați un lucru bun și de la unul rău, dacă e cazul. Nu mi-ascunde nimic. Dumnezeu să se poarte cu tine cu toată asprimea dacă mi-ascunzi ceva din tot ce ți-a spus. Samuel a istorisit tot fără să-i ascundă nimic. Întorc la capitolul 8, versetul 10. Au cerut un împărat. Exista reglementare în lege. Deuteronom 17. Când a prezentat situația, Samuel a spus toate cuvintele Domnului poporului care cerea un împărat. Tot ce este scris. Și le puteți urmări în paralel textul din Deuteronom cu cel de aici. Dar înțelegerea mea este că ascultarea lui Samuel față de cuvânt se dovedește foarte mult din capitolul 15, versetul 10 și 11. Din mâhnirea lui față de Saul, fiindcă Saul nu păzea cuvântul. Domnul a vorbit lui Samuel și a zis, îmi pare rău că am pus pe Saul împărat, că se abate de la mine și nu păzește cuvintele mele. Samuel s-a mâhnit și toată noaptea a strigat către Domnul. S-a mâhnit datorită atitudinii lui Saul și a faptului că Dumnezeu a trebuit să-l lepede. Fă proba ascultării tale de cuvânt prin felul în care îl predici, îl spui, și prin felul în care te doare dacă nu este păzit. Dacă nu te doare când se calcă Scriptura, pe tine te doare de Scriptură cât pe mine de Constituția Africii de Sud. Că nu știu. Trebuie să te doară. Parcă rupe din tine dacă rup din cuvânt. Spunem psalm și se repetă în Evanghelie. Râfnă pentru casa ta. Mă mănâncă și în mod special în psalmul 139 este următorul cuvânt, 119, psalmul acela lung, 139, verset, râfna mea mă mănâncă pentru că potrivnicii mei uită cuvintele tale. Eram într-o adunare și s-au ridicat un grup de tineri, au cântat o cântare, făcut o pauză și una dintre fete iese în față și zice, fraților, cum spun unii că femeile n-au voie să predice? Ce râvnă am eu să predic? Cum să nu vestesc pe Domnul Iisus? Și ea, după mintea ei, logic, a încercat să găsească niște argumente. Și sunt argumente logice, dacă vreți. Fratele care conducea slujba, având unul din patriarhii României, în bisericile noastre, a zis, cred că fratele va lua atitudine la urmă. Da, era prea bătân fratele ca să mai ia atitudine, a povestit ceva din armată și s-a încheiat slujba. În joia următoare m-am nimerit tot în aceeași biserică. Și fratele care condusese slujba s-a simțit responsabil. Îmi dau seama că de duminică până joi s-a frământat tot cu asta.
și a venit în față cu argumente biblice, cu învățătură și a spus fraților, nu este corect. Deci nu poți fi indiferent dacă se calcă Scriptura și tu o respecti. Te doare și dacă te doare, strângi. Cum spunea în De ce întârzie trezirea autorul? A lovit pe mama sau m-a înjurat de mama. Și mama e biserica și nu pot să fiu indiferent. La fel, vă rog, țineți la Scriptură că și cerul și pământul va trece, dar cuvintele astea vor trece. Astea sunt cuvinte cântărite de Dumnezeu. Puse aici, după măsura e divină. Așadar, ați observat diferența dintre oamenii aceștia doi. Pentru unul cuvântul a fost sfânt, pentru celălalt a fost cu titlul de recomandare. Ce înseamnă asta? A ținut cont de el în cea mai mare parte, dar unde lui s-a părut altfel sau altora, a făcut cum au vrut ei. Și Dumnezeu a calificat asta nebunie și a socotit-o echivalentă cu lepădarea și a avut ca și consecință lepădarea. Nu trebuie să te lepezi de toată Scriptura ca să te lepezi de Dumnezeu. Numai deoparte. Cu ce referință se încheie Scriptura? Dacă scoate cineva, îi va fi scos dreptul. Și dacă adaugă, vor fi adăugate urgiile. Care din astea două sunt mai grave? Urgiile tot pedeapsa veșnică. Este aceeași durere. Dacă vreți, scoaterea de la Scriptură înseamnă idol cioplit, să mai tăiem puțin, și adăugarea înseamnă idol turnat, să mai punem o leacă. Numai să nu lăsăm pe Dumnezeu cu mâini, să-L facem altfel. Trăiască în veci așa cum este. Că El a dat legii Lui să fie păzite cu sfințenie, scrie Psalmul 19, și noi trebuie să ne bucurăm de ele și să nu ne roșească obrazul la vederea niciunuia dintre ele. Să nu fim nevoiți să plecăm capul în jos și să nu ne placă când se predică dintr-un loc din Scriptură sau când trecem pe acolo, să fugărim textul până ajungem la o idee care ne place mai tare. Înainte de a trece la celelalte două puncte, lăsați-mă să le spun ceva la copilaș, nu cumva să doarmă și să nu-și mai servească porția. 1 Samuel 9, să rămânem tot aici în cartea aceasta. Saul avea o slugă. Și despre acest Saul, dacă și la cei mari le spun trei lucruri, și vouă numai trei, da? Primul, versetul 6, sluga i-a zis, în cetatea aceasta este un om al lui Dumnezeu, un om cu vază. Tot ce spune el nu se poate să nu se întâmple. Haidem la el, dar poate că ne va arăta drumul pe care trebuie să apucăm. Sluga știa în ce localitate se află omul lui Dumnezeu și nu numai că știa, vroia să meargă la el, socotea că e necesar. Voi știți, oamenii lui Dumnezeu, pe unde sunt? V-ați interesat de la părinți câte un predicator sau un proroc, dacă este, dacă vine pe la voi, că voi poate mai greu puteți să ajungi, dar când mergeți în țară poate, tati, în zona de unde venim noi, este vreun om al lui Dumnezeu, vreun proroc bătrân. Vreau când mergem în vacanță, să ne ducem până la el. Sau mai degrabă, poate vă interesați așa pe unde este vreunul care e cuplat la internet sau pe unde sunt alți jucăuși. Și știți voi alte locuri. Sluga aceasta era foarte interesantă. De unde o fi auzit el? Știa că e în cetatea aceea. Hai să mergem la el. Să știți care sunt oamenii lui Dumnezeu și să doriți să mergeți la ei. Sau dacă auziți că vine la adunare un om al lui Dumnezeu, spune,
tati, mami, fac teme repede, te ajut în gospodărie, acasă dacă trebuie, să ajungem la omul lui Dumnezeu. Al doilea lucru. Versetul 7. Saul a zis slujii sale, dar dacă mergem acolo, ce să aducem omul lui Dumnezeu? Căci nu mai avem merinde în sat și nu avem niciun dar de adus omul lui Dumnezeu. Ce avem? Sluga a luat din nou cuvântul și a zis lui Saul, uite, eu am la mine un sfert de siclu de argint și îl voi da omului Dumnezeu și ne va arăta drumul. Dacă mergeți în țară, poate spune, tata și mama, nu putem merge acum, că dacă venim din Austria, trebuie să le ducem ceva la frați. Putem merge cu mâna goală. Nu-i nimic, eu am eu 5 euro. Cu 5 euro cumpărați o plasă de dulciuri în România, niște fructe, mergem. Voi n-aveți mulți bani. Știți, copiii au bani cam cât au avut și văduva. Un sfert de siclu, doi bănuți. Ce prindeți și voi, ce mai căpătați pe aici pe acolo, din alocație sau alte surse extrafamiliare? Ce faceți cu banii aceia? Știți voi povestea aceea adevărată despre un copil care a primit, să zicem, 2 euro, unul să cumpere o înghețată și altul să-l dea la colectă și, fugind repede, euro care era pentru Domnul s-a scăpat printre bolovani. Și n-am avut ce pune la colectă. Pe când s-a întors acasă, a spus, mami, înghețată mi-am cumpărat, dar euro acela pentru colectă s-a dus. Dar scria pe el care e pentru înghețată și care e pentru colectă? Nu, dar banul rămas, el l-a dat pe înghețată. Sluga n-am apucat de înghețată, că a zis, nu mai avem merinde în saci. Uite, banul acesta, mergem aici și îl dăm la omul lui Dumnezeu. Pentru voi, omul lui Dumnezeu, poate să fie un copil sărac din țară, sau o misiune undeva, știu eu. Despre ce a făcut el s-a scris în Biblie, despre ce faceți voi, se scrie în cărți. Și tot ce ați consumat pe ce nu trebuie, nu mai scrie nimeni, ele nu merită. Dar despre ăștia se scriu. Al treilea lucru și ultimul, versetul 27. Când s-au pogorât la marginea cetății, acum plecau, au stat o zi, o noapte, Samuel a zis lui Saul, spune slujii tale să treacă înaintea noastră. Și sluga a trecut înainte. Vedeți, părinții discută unii lucruri și vouă nu vi le spun. Dacă rămân frații la comitet, vouă vă spune, ești afară. Și copiii sunt curioși, fiindcă e normal copiii să fie curioși, că e vremea când ei trebuie să învețe. Și când pe voi vă exclud de la secrete, vă place? A rămas Samuel cu Saul și discute și la sluga a spus, tu du-te înainte, că vorbim ceva și tu nu-i voie să auzi. Mie când eram copil nu-mi plăcea când mă excludeau de la chestiuni mai tainice. Putea să spună sluga, poftim, eu l-am adus, eu am dat bani și acum mie spune să mă duc înainte. Dacă ar fi făcut așa sau dacă a făcut așa, se supăra degeaba. Voi trebuie să admiteți că anumite lucruri nu sunt încă pentru voi și Domnul Iisus a zis către ucenici, mai aș vrea să vă spun ceva, dar n-aveți unde le purta. Că atunci când ești numai cu motocicleta, nu poți spune cât într-un portbagaj la mașină, nu? Nu cape mai mult la voi. Vă ajunge atât. Dar eu cred, sau cel puțin așa ar fi trebuit să fie, sluga să fi trecut înainte, spunea, ai treaba lor. Dar după aceea, când l-a pus împărat pe Saul și lucrurile se știau în Israel, putea să le povetească sluga la alții, spunea, hai să vă spun ceva, hai. Știți cine a avut ideea să îl ducă pe Saul la Samuel? Mie mi-a venit. Domnul mi-a pus-o în minte. Dumnezeu n-a lăsat să afle el atunci, pentru că vroia să afle într-un alt moment mai oficial, să fie bucuria mai mare. Luați modelul de la sluga aceasta, bine? Știți unde sunt oamenii lui Dumnezeu, mergeți la ei, dați bani și să nu fiți curioși. Că tot în cartea asta 1 Samuel scrie despre oameni, niște oameni curioși care s-au uitat într-o ladă. Au dat capacul la o parte și au murit. Câți au murit? Nu au făcut nimic rău, numai de curios să uite în lada aia. E temă de casă, să-mi spuneți. Câți au murit de curiozitatea aceea? Îi lăsăm pe copii să se gândească și noi revenim la cei doi. Al doilea lucru, care i-a diferențiat total pe Samuel de Saul.
umblarea sau neumblarea în călăuzirea lui Dumnezeu. Să-l urmărim pe Saul. El a avut o primă experiență ce înseamnă călăuzire, exact după momentul de care am vorbit cu copiii, cu sluga. 10:2. Astăzi, după ce mă vei părăsi, vei găsi doi oameni la mormântul Rahelei. Ei îți vor zice, măgărițile s-au găsit, de acolo vei merge mai departe și vei fi întâmpinat de trei oameni, suindu-se la Dumnezeu la Betel și ducând unul trei iezi, altul trei turte și altul un burduf cu vin. Imaginați-vă, sau nu m-a avut asemenea experiențe până atunci. Când a plecat el de la Samuel, se tot uita în față, poate a spus și slujii, mă, uite, te vezi să văd cei doi oameni, că trebuie să vină, așa mi-a spus, că apar în cale. A știut exact ce vor discuta, că a fost descoperit. Când a văzut la orizont că vin trei, a spus slujii, știi ce au ăștia doi în traistă? Uite, unul are trei iezi, altul trei turte și altul un burduf cu vin. Și putea să fie sluga dacă el nu a fost la discuție, cum v-am zis, de unde știi, măi? Mi-a descoperit Dumnezeu. Ei te vor întreba de sănătate, uite ce îți vor da. Sau știa ce trebuie să capete tot. După aceea, versetul 5, vei ajunge la Gibeil Ohim, unde se află garnizoana filistenilor. Vei întâlni o ceată de proroși, pogărându-se de pe înălțimea pentru jertfă, cu lăute, timpane, fluieri și copzi înainte și prorocind. Ce le știe Dumnezeu, cum ne-ar putea să ne spună? Și noi ne tot trudim cu viitorul. Deci ne-ar putea spune cu lux de amănunt. Pe unde ajungi, ce faci, se întâmplă, fiecare ce are în traista minții sau a spinării, totul. Dar, ideea principală este în versetul 6. Duhul Domnului va veni peste tine, vei proroci cu ei și vei prefăcut într-alt om. Când ți se vor împlini semnele acestea, să știi că Dumnezeu e cu tine. A avut experiență ce înseamnă călăuzire. Că Dumnezeu are aranjate lucrurile dinainte. Pe aceeași pagină rămân ca să vedeți, urmează de la versetul 17, trazerea la sorți. Imaginați-vă ce înseamnă dintr-o țară întreagă să tragi la sorți să iasă un om. Nu i-a fost frică lui Samuel. Să spună, nu riscăm, da, dacă nu iese. Da, de unde? Dumnezeu are precizie. Dumnezeu este absolut. Saul s-a ascuns. De ce crezi că s-a ascuns? Știa că iese el. Și era smerit în acel moment. Nu s-a ascuns de frică că poate nu iese. Și o să roșească la față și cum e mai înalt îl văd tot. Și nu? În acele momente era Duhul lui Dumnezeu în viața lui. Întoarceți la capitolul 14. Să vă mai prezint un moment în care Saul știa să caute călăuzirea lui Dumnezeu. 14:18. Au văzut ei o mișcare pe front, fiindcă Ionatan și cel ce ducea armele deja începuseră să ucidă pe filisteni și frontul se mișca înainte, și Saul a zis lui Ahia, adun coace chivotul lui Dumnezeu. Căci pe vremea aceea, chivotul lui Dumnezeu era cu copiii lui Israel. De ce a cerut să-l aducă? Să întrebe pe Domnul. Mă duc după ei, nu mă duc, ce se întâmplă? De aici, rețineți ce vă spun, de aici, sau mai exact din capitolul 15, din momentul neascultării sale, nu mai găsiți în toată cartea 1 Samuel vreun moment în care Saul să se roage sau să întrebe pe Domnul. N-a mai făcut-o. Că de regulă, oamenii care nu sunt prea rugativi, nu sunt nici tare cu întrebatul înaintea Domnului. A activat toată viața. Iată ce spune, de exemplu, numai după citesc, 14:52, partea finală. De îndată ce Saul zărea vreun om tare și voinic, îl lua cu el. A fost activ până a murit, pe front a murit. Dar tot ce a făcut, a făcut de capul lui. N-a mai întrebat pe Dumnezeu. N-a fost un om rugativ. Poate vă zice dumneavoastră, ba da, frate, a vrut în final să întrebe pe Domnul. Știu și eu. Descrieți la 28:6. Saul a întrebat pe Domnul la bătrânețe
Și Domnul nu i-a răspuns. Nici prin vise, nici prin urim, nici prin proroci. Toate acestea cred că erau metode prin care până a fost cum trebuie întreba pe Domnul. Dar din versetul acesta trebuie să înțelegem că el a avut o perioadă, așa cum v-am spus, pe parcursul a câteva capitole de istorie aici, în care n-a întrebat pe Domnul și în final, într-un moment de criză puternică, se duce să întrebe pe Domnul. Dar nu mai răspunde Dumnezeu. Citiți pentru detalii Proverbe 1. Dumnezeu cheamă, nebunii se împotrivește și în final o să-l cheme el, ei. Dar mai răspunde Dumnezeu atunci? Nu. M-ați lepădat, nu mai vin la cheremul vostru. Le spunea Dumnezeu la evrei, m-au repetat. V-ați dus la idol? Duceți-vă și întrebați pe ei. Vă rog să înțelegeți criza în care se afla Saul. Este o foarte mare durere să dorești să știi ce să faci, ce urmează și să nu-ți spună Dumnezeu nimic. De ce credeți că oamenii, în proporție de 70%, dacă nu mai mult, din Europa, din zona creștină, studiază horoscoape? În Germania numărul vrăjitorilor este mai mare decât numărul preoților cu păstorul luați împreună, fiindcă oamenii sunt în asemenea stări. Și fiindcă Dumnezeu ne-a răspuns, a fost în stare să meargă să întrebe pe diavolul. Și diavolul i-a răspuns. Și i-a răspuns. Exact ce a vrut el să se întâmple. Diavolul a spus, vei muri. Și el când a văzut că nu moare, a cerut o suliță. Hai că vreau să se împlinească ce a zis diavolul. Întoarceți la 1 Cronici, capitolul 10. Aici am dovada concret a ceea ce v-am spus, că n-a mai întrebat pe Domnul. El n-a mai stat sub călăuzire. 1 Cronici 10 cu 13 și 14. Saul a murit pentru că s-a făcut vinovat de fără de lege față de Domnul, al cărui cuvânt nu l-a păzit. Asta e primul punct care l-am studiat în seara aceasta. Da? Și al doilea. Și pentru că a întrebat și cerut sfatul celor ce cheamă morții, n-a întrebat pe Domnul ani de zile. Adaug eu, de aceea Domnul l-a omorât și împărăția a dat lui David, fiul lui Isai. Vreau să trecem acum la Saul, să vedem felul în care el stătea sub călăuzirea lui Dumnezeu. 1 Samuel 3. Domnul i-a vorbit de la versetul 11 despre modul în care va nimici casa predecesorului său, casa lui Eli. Versetul 15, Samuel a rămas culcat până dimineața, apoi a deschis ușile casei Domnului. S-a comportat normal. Apoi de la versetul 21, Domnul se descoperea lui Samuel în Silo, nu înceta. În permanență, deși 20 de ani n-a făcut lucrare publică. Dar pentru viața lui particulară, personală, fiindcă n-au nevoie numai păstorii să stea sub colaborarea lui Dumnezeu și sub călăuzirea sa, este nevoie și predicatorul, chiar și tânărul, și femeia, și familistul, și toți. Dumnezeu cărmuiește toate lucrurile în lumea aceasta. Și vrăbile le are în evidență. Și animalele sunt în mâna sa și numără lunile că sunt însărcinate. Rețineți, nu e expresie profetică. Dumnezeu însuși a zis în Iov, așa-i de interesat de amănunte. Pentru mine dovada clară că Dumnezeu nu este interesat de numai de lucrurile mari este următoarea. Dacă ar fi fost interesat numai de lucruri mari, făcea numai corpuri cerești mari. Dar Dumnezeu e mai interesant în genetică, dacă vreți, în celule, în ADN-uri, deci în lucrurile mărunte. Dacă s-a implicat să facă lucrurile din lumea din atâtea mărunțișuri invizibile, nu-i amestecat în mărunțișuri? Este. Să nu înseamnă să te aștept să te mute Dumnezeu așa ținându-te de umeri, du-te pacii, fă pacii. Sunt moduri de călăuzire. Dar călăuzirea trebuie să funcționeze. Citeți mai departe în capitolul 8. Hai să ne oprim puțin în capitolul 6. Și ceva foarte interesant. Cunoașteți imaginea cu vașele care n-au fost puse la jug și viței înapoi, da?
Cum au mers vacile? Direct pe drumul Betșemușului. Ziceai că e autoban din numai o linie. Viței în spate, neobișnuite cu jocul. Cine le-a cârmuit? Ahia și Uza? S-ar fi dat nu pe lângă car, s-ar fi dat poate înaintea lor și unul înapoi cu biciu. Singure s-au dus. Dumnezeu a călăuzit animale, dacă vreți. Trimis pe un leu acolo să mănânce numai prorocul. Când a făcut plăgile în Egipt, îngerii au mobilizat lăcustele, păduchii, dacă vreți. Și oamenii nu se lasă călăuziți. Merg de capul lor. Stelele toate au traiectorie stabilită, anticipat. Eu nu cred că Samuel a uitat imaginea asta cu călăuzirea. În capitolul 8 acum, citesc de la versetul 6. I-au cerut împăratul, era o idee nouă, i-au cerut un împărat. Samuel l-a văzut cu plăcere faptul că ziceau, dă-ne un împărat ca să ne judeci. Și Samuel s-a rugat Domnului. Samuel este omul care orice problemă o tratează cu rugăciune. În capitolul 9 acum citim, 9 cu 15. Ce înseamnă călăuzirea de zi cu zi. Dar cu o zi mai înainte de venirea lui Saul, Domnul înștiințase pe Samuel și zisese, mâine, la ceasul acesta îți voi trimite un om din țara lui Beniamin să-l ungi drept căpetenia poporului meu Israel. Și el doar aștepta să apară omul. Iată-l, nu degeaba i-au pregătit spata când a zis bucătarului, pune-o deoparte, că vine. M-a înștiințat Domnul. Întorc la capitolul 12, versetul 23. Tot despre viața lui de rugăciune. Departe iarăși de mine să păcătuiesc împotriva Domnului, încetând să mă rog pentru voi, voi vă învăța calea cea bună și dreaptă. Omul care s-a rugat în permanență. Acum eu cred că dumneavoastră aveți anumite experiențe de călăuzire. Sunt foarte importante. De exemplu, hai să vă spun o lucrare de anul trecut din biserica noastră. În mod normal, în țară a fost an electoral. Și noi ne-am rugat Domnului, nu neapărat să facem asta în virtutea că așa este. Și ne-am înțeles cu fratele Eugen, doar îl cunoașteți, când a venit un proroc pe la noi, Ghiță Mocanu, dacă îl știți, să ne rugăm. Și mai era la rugăciune fratele Ghiță Sala, un frate din biserică care are vedenii. Și aici un cuvânt scurt. Așa vorbește Domnul. Faceți o oprire, puneți o piatră și cum îi puneți numele, pietre de hotar, așa rămâne. Pentru noi era clar. Deci facem o oprire. Dar noi aveam două variante în minte. Cerem bisericii să mai dea un vot vechiului comitet sau facem alegeri în mod integral. Și am înțeles cum zicem noi, biserica așa face. Prin celălalt a fost o vedenie că diavolul avea un plan ca în loc de scaune în biserică, în loc de bani să pună mese și toți să scoată merinde și fiecare tot ce are prin buzunare. Și apoi să vină un vânt și să facă prin adunare furtună. Și ne-am gândit, deci trebuie procedat cu înțelepciune. Când să se apropie momentul, am postit, ne-am rugat, am cerut călăuzirea Domnului și a mai venit o descoperire. Domnul a hotărât, toți tâlpii vor rămânea, a mai ales Domnul unul, dar să știți că diavolul are un plan și va vrea să îl pună în aplicare printr-un om care se va ridica. Dar pentru omul acela, datorită mijlocirilor, Domnul a pregătit o seringă care îl va înțepa și se va lăsa jos, ca plouat. Am așteptat ziua. Când a venit ziua, fratele Eugen a expus problema, a întrebat biserica, potrivit cu regulamentul, dacă vrea să mai dea un vot vechiului comitet, a ridicat mâna vreo 90%, nu număra nimeni, aproape toți. În momentul acela, când a văzut că pleacă trenul, zis așa, omul respectiv s-a ridicat în picioare și a spus, nu-i bine, trebuie să dăm drumul la surori și fiecare din frați să spună fiecare ce are de spus.
Adică să se împlinească vederea aia, fiecare să scoată pe masă toate prostiile lui. L-am lăsat câteva minute să vorbească, n-ar fi fost corect să îi luăm microfonul din mână. Încă unul de la stație a adus un microfon să se audă cum e la noi biserica mare. Și a spus vreo 5 minute, a încercat să proaște de-a lui ce a avut el în minte. Și în clipa aceea, după vreo 5 minute, s-a ridicat unul de la cor. Picioare și i-a zis, acum era să mă scap să zic pe nume, măi, stai jos, ce vrei? Vrei un loc în comitet dacă... Spune eventual ce vrei, de ce vrei să faci scandal în adunare? Nu vezi că adunarea e liniștită? Și a zis, stai jos. Și când a zis așa, n-a strigat la el, n-a fost un cuvânt cu autoritate. S-a așezat pe scaun ca și când mi-ar fi pus cineva mâini de numere. Și în clipa aceea ne-am amintit de vedenie că Domnul pentru cel om care se ridică a pregătit o injecție. Și nu mi-a povestit omul acela de la cor, măi, n-am avut niciun gând să vorbesc, nu știu cum m-a ridicat în picioare și am spus ceva. Ei, am întrebat din nou în biserică dacă sunt de acord să mai dea un vot vechiului comitet. S-a făcut și era un post liber în comitet, datorită plecării unuia în Franța. Cineva a făcut o propunere, a avut jumătate plus unul, cum este procedura, a rămas pe lista de unde să fie aleși. S-a făcut o a doua propunere și a treia propunere, cineva în batjocuri l-a propus pe acea persoană care s-a ridicat. Fratele Eugen a spus, vă rog, nu țineți cont de incidentul de astăzi, cine vrea să-i dea votul, să-i dea. Nu mai știu câte au adunat, 15 sau câte au adunat din câte sute suntem noi. Asta a fost o a doua palmă. Și s-a mai propus unul și din cei doi am dat la sorți. Dacă ieșea celălalt la sorți, s-ar fi contrazis sorțul cu o descoperire care fusese cu un an în urmă când noi am vrut pe celălalt să-l promovăm ca diacon, că e bun ca un pom cu frunze să se vadă la marginea grădinii, dar nu e bun de stâlp. Și ne-am gândit, măi, ce cu minte a fost sorțul ăsta, măi? N-a intrat în contradicție cu descoperirea cealaltă. Că Dumnezeu le cărmuiește pe toate, slăvit să fie El. Să revenim la Samuel, deschideți doar la capitolul 16, să vedeți importanța călăuzirii. Numai puțin dacă nu ești călăuzit, faci niște greșeli totale. Se duce Samuel în casa lui Isai să ungă pe unul din fiii lui împărați. Reține, Samuel era la bătrânețe, experiență de o viață în călăuzire. Și în 16:6, când a intrat ei, Samuel văzând pe Eliab și a zis, negreșit, unsul Domnului este aici înaintea lui. Adică, indubitabil, fără rezerve, ăsta e. Acela era? Dar de unde? De lungea? Stai seama ce se întâmpla. Cunoașteți stilul lui Eliab? Dacă nu-l punea pe David împărat, că în toată istoria n-a fost unul ca David, și după înviere, Dumnezeu tot pe David îl scoală să-i păstorească. Ce greșeală făcea bătrânul Samuel! Dar Dumnezeu nu l-a lăsat și Domnul i-a zis urgent! Noi te uităm la înfățișare și înălțimea staturii lui, că și l-am lepădat. Eram cu fratele Iovuț, îl știți, cred, undeva la o adunare și îi spune unui proroc, despre care eu chiar eram indignat că a promovat pe un lucrător care, după înțelegerea mea, cunoscându-l, fiindcă provin din zona aceea, nu era pentru lucrare. Dar ce puteam să-i spun? Fiindcă el era acolo lucrător, făcea ce vroia. Și a ieșit următoarea descoperire. Frate, nu fii atât de superficial. Îi măsurea la înălțime și îl dădea mai departe pe bandă. Spunea că e bun. Domnul zis, măsoară și la grosime și cântărește. Și după ce dă-i mai departe. Totuși Samuel a stat sub călăuzire. Și a spus să vină și altul, și altul, și altul. Ăștia-s? Nu mai este altul? Mai este unul. Vedeți ce ascunse uneori varianta divină? Să nu fim superficiali și să ne rugăm până când vine de la Dumnezeu călăuzirea. Dacă ați avut călăuzire să veniți în Austria, foarte bine. Dacă a venit vreunul fără călăuzire, să meargă acasă. Eram în urmă cu câțiva ani în Alba Iulia la una din surorile soției și cineva de acolo pregătea acte pentru tombolă cu Statele Unite și a spus, nu, depui și tu. Eram mai tânăr atunci și știu că am descris
Biblia. Era o chestie de câteva minute. Am deschis Biblia și deschis în cartea Genesei, unde Iacov zice către Esau, tu du-te înainte că eu rămân la pas cu turma și cu mielușeii. Am spus, gata, epuizată faza. Nu-i pentru mine. Dumnezeu are atâtea metode să ne călăuzească. Se poate da înțelepciunea nivelul minții, ca la Solomon să discerni. Se poate da vise. Vine cu mesaje profetice. Dumnezeu este interesat să te călăuzească, dar fii tu omul rugăciunii, care accepți călăuzirea. Samuel toată viața a fost marcat de călăuzire. Saul? Nu. Finalul? Diferă. Trecem la cel de-al treilea aspect. Înțelegerea sau neînțelegerea locului tău și al altora. Cazul Saul. El s-a mirat, în capitolul 9 apare mirarea lui, când Dumnezeu avea de gând să-l pună împărat. 9:21. Saul a răspuns. Oare nu sunt eu Beniamit din una din cele mai mici seminții lui Israel și familia mea nu este cea mai mică dintre familiile din seminția lui Beniamin? Pentru ce îmi vorbești dar astfel? Dar Samuel știa ce spune. Pentru tine-i păstra cei mai buni Israel, pentru tine și casa tatălui tău. Pentru mine? Și-a văzut lucrurile împlinite. Deși în capitolul 10, vă rog să observați, de la versetul 27, s-au găsit însă și oameni răi care ziceau, ce ne poate ajuta aceasta? Și l-au disprețuit și nu i-au adus niciun dar. Dar Saul s-a făcut că nu-i aude. Credeți că atunci când au fost puși lucrători, ei s-au comitet, toți au fost de acord? Dacă erau toți de acord, s-a votat 100%, nu? Eu nu știu ce procente ați avut. Nu o să știți. Dar așa e peste tot. V-am dat un exemplu. Să gândim mai real. S-a făcut că nu-i aude. El considera astfel, dacă acesta e locul meu, e treaba lor că ei nu înțeleg. Și eu m-am mirat că e acesta, dar văd că îi, că m-a uns amână și acum am ieșit la sorții, clar, nu mai pot potrivi voie lui Dumnezeu, asta o fi. Uitați-vă în capitolul 11, versetul 12, că vreau să facem comparația cu ceva ce se întâmplă mai târziu. Poporul a zis lui Samuel, după ce a câștigat Saul prima victorie, și tot s-a dat seama, măi, bun împăratul care l-am pus. Cine a zis Saul să domnească peste noi? Dați-mi încoace pe oamenii aceia ca să-i omorâm. Și dacă avea Saul pică, putea să spună, sau să se facă atunci când aude. Rezolvați-i. Dar Saul a zis, nimeni nu va fi omorât în ziua aceasta. Dați-le pace. Dacă nu înțelegeți, vor înțelege probabil după aceea. Cum vă imaginați pe Saul acesta, care n-a lăsat să fie omorât cei care n-au înțeles că el este chemat să fie împărat, cu Saul acela care, după ce i-a spus Samuel, tu nu mai ești împărat, pun pe altul, și a văzut că Dumnezeu a dat dovada practică că Saul ar fi trebuit din Israel să meargă să lupte cu Goliat, nu? Goliat ieșea în evidență prin înălțime. Din Israel cine era mai înalt? Saul! Altul n-avem mai ca el. Voi sunteți și mai apropiat, du-te și te bat. Și când Dumnezeu a adunat toată armata, 40 de zile i-a ținut ca să le arate împăratul. Mă, dar era încă la oi. Și îl cercetează Duhul Domnului pe Isai, trimite-l, măi, să-l vadă. Vine David, iese în față și câștigă bătălia. Nu trebuia și atunci seama să-și dea Saul că se întâmplă ceva. Și femeile au început să cânte în capitolul 18. Și-a dat seama și Ionatan imediat. 18:7. Saul a bătut biile lui, iar David 10.000. Mai că trebuiau corectate femeile. La Saul trebuia să-i dea mai puțin și la David mai mult. Da, probabil așa a mers rima. S-a mâniat foarte tare și nu i-a plăcut vorba aceasta. El a zis, lui David îi dau 10.000 și mie îmi dau 1.000. Nu-i mai lipsește decât împărăția. Dar nu ți-a spus Samuel că ți este luată. Dar Saul nu și-a înțeles locul din momentul devierii lui. N-a înțeles să se retragă după mintea mea. Și spune uneori, lăsați-mă să cred așa, că îmi place. David, toată viața l-ar fi lăsat pe Saul să fie un general de onoare.
Și David poate doar ar fi condus lucrurile, că știți cum se purta David cu Saul, măcar că era rău. L-ar fi lăsat în cinste, onorific, dacă nu pentru altceva. Nu l-ar fi jignit. Dar n-a înțeles să se dea la o parte și să rămână și el cu cinstea care s-ar fi cuvenit. Cum a zis Moise în numeri 11, că este fiul lui Core, nu va ajunge că sunteți leviți, vreți și preoția, rămâneți și fără asta. Că nu înțelegeți care vă este locul. Măcar că Saul i-a spus, hai să vă citesc în capitolul 15, versetul 28. Domnul rupe astăzi domnia lui Israel deasupra ta și o dă altuia mai bun decât tine. S-a dovedit în cazul Goliat că e mai bun decât el. Și Saul a ajuns mai târziu să recunoască, știți când a zis, ești mai bun ca mine, dar târziu de tot. L-a urmărit și vă rog să deschideți la capitolul 22. Versetul 6 are un titlu. Saul ucide pe preoții din Nob. Știți de ce i-a ucis? Fiindcă preotul Ahimelec i-a dat sabia lui Goliat la David. Dar cine o merita? David o merită. Și din cuvintele lui Ahimelec înțelegem un lucru. Iată ce zice Saul de la versetul 13. Pentru ce v-ați unit împotriva mea tu și fiul lui Isai? Și a întrebat pe Dumnezeu pentru el. Asta era supărarea lui. Ahimelec a răspuns împăratului: care între slujitorii tăi poate fi pus alături de credinciosul David, jinerele împăratului, gata de poruncii lui și înconjurat cu cinste în casa ta? Deci la omul care și-a pierdut călăuzirea, poți să-i explici și să-i spui: nu e acesta locul tău, altui pentru locul acesta. El nu mai înțelege. Deci argumentele nu mai au valoare. Și acum zice Ahimelec cu vorbă care vă rog să o rețineți, versetul 15. Oare de astăzi am început eu să întreb pe Dumnezeu pentru el? În țară erau întrebări: cine e împărat? Unii spuneau Saul, alții spuneau: nu, am auzit că Dumnezeu a pus pe David. Și Ahimelec, ca un om credincios, a zis: stai că întrebe pe Dumnezeu, că doar știe, nu? Și zice: nu numai de astăzi am întrebat, mai de mult eu am întrebat. Și Dumnezeu mi-a spus. Și de aia am dat sabia cu toată libertatea și am acționat. Importanță în biserică, nu mă am văd. La ușă, la cântări, la locul tău. Dacă Dumnezeu vrea să slujești, îți va da bani. Și dacă tu nu știi că acel locul tău, nu știi ce să faci cu banii și la vreme. Trebuie să-ți apoi în viața de familie. Să ai călăuzire. Vă rog să observați în viața lui Samuel, nu că e desăvârșit, că numai Dumnezeu e desăvârșit. Dar când greșea, se corecta. Încerca așa, nu-i bine așa, facem altfel. Și au venit, spune, de la versetul 4, toți bătrânii și au zis: iată, tu ești bătrân. Pune un împărat, că fiii tăi nu calcă pe urmele tale, nu sunt buni. Îi dăm deoparte. Foarte interesant să înțelegi locul copiilor tăi și a familiei tale. Familia e al doilea eu. Cel mai greu să vezi locul tău. Și apoi să înțelegi locul familiei tale. Să fii drept. Pune un împărat. Poftim, pun. Citiți acum din 10 cu 24. Aici eu zic că strălucește Samuel. Samuel a zis întregului popor. După ce poporul a lepădat pe el stilul lui de guvernare, după ce a lepădat pe fiii lui, el îl prezintă pe noul împărat. Vedeți pe cel pe care l-a ales Domnul? Nu este nimeni în tot poporul care să fie ca el. Și tot poporul a strigat: trăiască împăratul! Prezintă cu înțelepciune și frumos locurile altora și spune: uite, acesta e locul lui, e al lui, el e locul meu. Înțelegea? Apoi a fost frământat: domne, Saul nu e mai bun pe loc, dar acum cine e bun acolo? De ce crezi că l-a trimis Dumnezeu în casa lui Isai? Fiindcă pe Samuel îl interesa cine este în locul respectiv. Și l-a pus în locul de împărat. Dumnezeu să ne dea harul să ne înțelegem locul nostru și al altora. Trecem în Noul Testament. Că poate vă gândiți:
cine ajută pe noi Samuel și Saul, că în biserică nu e nici monarhie, nici sistem judecătoresc? În Noul Testament, centrul lucrării, biserica este prezidată de Duhul Sfânt. Domnul nu i-a lăsat să facă nimic până n-a venit Duhul Sfânt la Rusale. Apoi s-a dezvoltat biserica și a devenit în expansiune misionară. A spus Domnul Hristos, în locul meu îl trimit. Haideți să găsim corespondentele acestor trei lucruri care i-au diferențiat pe cei doi în Noul Testament. În 2 Corinteni, capitolul 3, versetul 3 scrie astfel, referitor la lucrarea cuvântului. Voi sunteți arătați ca fiind epistola lui Hristos. Cuvântul este Hristos. Scrisă de noi, că ei predicau, sau noi acum, ca slujitori ai Lui, nu cu cerneală, ci cu Duhul Dumnezeului Celui Viu, nu pe niște table de piatră ca în Vechiul Testament, ci pe niște table care sunt inimi de carne. Respectarea cuvântului Nou Testament trebuie să se facă și se face în funcție de prezența Duhului Dumnezeu în noi. Duhul scrie cuvântul. Știți cum îl scrie? Omul firesc poate primi lucrurile Duhului? Să vă dau un exemplu. Dacă dumneavoastră vorbiți nemțește și eu nu știu numai românește și m-a spus, scrie frate, eu ce zicem noi. A scrie ceva pe înțeles? Tătărește. La fel este. Evanghelia trebuie predicată sau citită prin Duhul și când o înțeleg, Duhul scrie în inimă. Frază cu frază. Lege cu lege, principiu cu principiu. N-a spus Domnul Hristos și vă citesc din Evanghelia după Ioan, din capitolul 14, toanele cuvinte, la versetul 26. Dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt pe care îl va trimite Tatăl în numele meu, vă va învăța toate lucrurile și vă va aduce aminte de tot ce v-am spus eu. Adică, după înțelegerea mea, astfel se petrece. Când se predică, Duhul Sfânt îți face cunoscut, poți să interpretezi și când trebuie să trăiești, Duhul Sfânt îți amintește. Nu știi atunci, peste săptămână, seara, când te-am luminat. Acum rămâne lumina care ți-am dat-o. Asta înseamnă ce scrie în 1 Ioan 2 cu 27, ungerea aceea. 2 cu 27, cât despre voi, ungerea pe care ați primit-o de la El rămâne în voi și n-aveți trebuință să vă învețe cineva. Deci ca să respecti cuvântul, nu e nevoie să te îmboldească păstorul, să aibă el o descoperire, să-ți dea telefon, vezi că ești ispitit. Duhul care în tine te sesizează, că Duhul ia ale lui Hristos din cuvânt și te călăuzește în cuvânt. Amin. A doua, călăuzirea. Amintiți-vă tot de cuvintele Mântuitorului care spunea în Evanghelia după Ioan, în capitolul 16, versetul 13, când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul, aspectul care l-am discutat deja, căci El nu va vorbi de El, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare. Asta nu înseamnă numai escatologie finală, apocalipsă. Pavel zice că Duhul Sfânt mă științează din cetate în cetate unde mă așteaptă iudeizatorii. Prigoane, dar cel mai înștiințat Duhul Sfânt, fapte 16, a vrut să meargă să predice în Asia Mică, să intre în Bitinia. Duhul Sfânt ce i-a zis? Pavele, la Europa cu tine. Călăuzirea vine tot de la Duhul Sfânt? În Noul Testament este o călăuzire foarte profundă? Dumnezeu să vă dea și să ne-o dea. Dacă vom sta sub călăuzirea aceasta, toate vor ieși de minune, că-s programate de Dumnezeu.
Și a treia, să-ți înțelegi locul. Cine dă darurile? Duhul. Dacă ți-a dat un dar, nu ți-a spus unde trebuie să lucrezi cu el? Nu cred. Nu se poate. Când Pavel a încercat să misioneze la Ierusalim, Domnul ce i-a spus? I-a descoperit, Pavele, aici e catedra lui Petru, la neamuri cu tine. Duhul Sfânt te călăuzește, tu lucrezi la Volsic, altul lucrează la Linz, altul la Viena. Nu bătălii și lupte pentru posturi și pentru chestii din astea. Duhul Sfânt nu încurcă programările. Eventual succesiuni, dar nu suprapuneri. Că ți înțelegi locul. Și cei din Ierusalim, când au auzit că Pavel și Barnaba predică la neamuri, n-au zis, măi, trebuie să monopolizăm și acolo lucrarea. Auzi ce face Pavel, ăla e mai grozav ca noi, nu? Au înțeles că ei au sediul la Ierusalim și la neamuri Pavel și Barnaba și-a zis, Domnul să vă dea har, numai să aduceți aminte de săraci. Că toate sunt aranjate. Doamne, ajută-ne să le vedem așa. Asta înseamnă spiritualitate în Noul Testament. Dacă vreți spiritualitate și progres, dacă vreți final bun, Duhul lui Dumnezeu a venit și stă cu biserica până în final, căci Duhul și biserica zi vino, dar Duhul are prima misiune să te ajute să nu calci niciuna dintre porunci. Suspină, cu suspine negrăite se roagă pentru tine, să te învețe, te îndeamnă, dar nu-ți dă cu bota între ochi. Nici nu te ia de mână. Este o voce sensibilă pe care tu o vei regăsi studiind Scriptura și stând sub călăuzirea sa. Domnul Iisus Hristos nu și-a permis să iasă din cuvânt, fiindcă a fost Duhul lui Dumnezeu peste el, acel raport de incluziune despre care parcă mai vorbeam odată, Duhul în Fiul și Fiul în Tatăl. Apoi, aspectul relației noastre cu Dumnezeu, a părtășiei permanente. Duhul Sfânt este în noi. Cum ne putem permite să credem într-o călăuzire proprie și Duhul Sfânt în noi? Norul trebuie să ne poarte. La nivel de colectivitate și la nivel de individ. Și în al treilea rând, să ne înțelegem locul, să nu rămână niciun loc neocupat. Fiecare la locul lui încolo, ce se cere de la ispravnici? Ca fiecare să fie găsit credincios în lucru? În credința lui. Fă-ți locul tău. Că un om, dacă vezi un om iscusit în lucru, lui spune în proverbe, omul acela poate să șadă lângă împărați, sau să-și șadă. Că e bun la locul lui. E mare lucru să ai oameni la toate posturile. Dacă nu e ca și când o santinelă nouă și un foișor gol, sau ca și când lucrezi în serie și la o etapă lucrul întrerupt, numai ești produse finite. Că un loc este vacant și nu știu oamenii cum să-și-l ocupe. Și încheiem. Întorceți în urmă la 1 Samuel 12. Samuel 12, de la versetul 1. Știți ce e aici? Finalul lui Samuel și debutul lui Saul. Schimbare oficială de conducere. Samuel a zis întregului Israel, iată că v-am ascultat glasul în tot ce mi-a zis și am pus un împărat peste voi. De acum, iată împăratul care va merge înaintea voastră, când despre mine eu sunt bătrân, am albit, așa că fiii mei sunt cu voi, am luat înaintea voastră în tinerețe până în ziua de azi. Iată-mă, mărturisiți împotriva mea în fața Domnului și în fața unsului lui, cui am luat bou sau cui am luat măgarul, pe cine am apăsat și pe cine am năpăstuit, de la cine am luat mită ca să închid ochii asupra lui, mărturisiți și vă voi da înapoi. Efectiv că îmi doresc și este ceva la superlativ să te vezi la bătrânețe, cu lucrarea încheiată și să poți constata tu și toți ceilalți că ai fost corect și ți-ai făcut datoria și închei cu bine. Și
versetul 5, 4, ei confirmă, nu ne-ai apăsat, nu ne-ai păstuit, 5, el a mai zis, Domnul este martor și unsul lui este martor. Cine era unsul? Saul. Acum întreb, mare atenție, oare s-a gândit Saul în momentele acelea, eu cum o să termin? Oare s-a gândit? Uite cum termină Samuel, eu cum o să termin? Nu știu dacă s-a gândit. Dar noi ar trebui să ne gândim? 100%. Și întrebarea asta să-ți zăbovească în minte. Cum o să termin când seara asta am văzut pe doi care au pornit la fel, dar au finalizat atât de diferit? Repet, nu știu dacă Saul s-a gândit cum o să termine, dar noi trebuie să ne gândim. Și vreau să închei așa cum am făcut-o în ordine din Noul Testament, acum citind din Fapte 20 cu 24, fiindcă pe Saul, pe Pavel am putea să-l dăm ca exemplu în Noul Testament, de om care în respectarea cuvântului a călcat pe urmele Domnului, în călăuzire a stat sub îndemnul Duhului Sfânt și n-a ști locul, cred că de asemenea, 20 cu 24. Dar eu nu țin numai decât la viața mea ca și cum mi-ar fi scumpă, ci vreau numai să-mi sfârșesc cu bucurie calea și slujba pe care am primit-o de la Domnul. Calea și slujba. Astea aș vrea să le sfârșesc cu bucurie. Este în țară unul din frați care a fost 8 ani de zile președinte a unei comunități regionale și el zice astfel: fraților, nu vreau să-mi dea Domnul pe cele două mandate nicio răsplată, numai să-mi ierte tot ce am greșit. Nu știu dacă se o face asta sau dacă îi va da sau nu îi va da. Dar este o întrebare a unui om înțelept care și-o trebuie să o pună fiecare. Pavel a avut dorința aceasta profundă, atâta vreau, să sfârșesc cu bine, rest nu mă interesează. Și iată-l în 2 Timotei 4 sfârșind cu bine, în temniță. Dar știți că el în temniță avea părtășii cu Domnul. 4 cu 5, ca un ultim îndemn lui Timotei, zice, dar tu fii treaz în toate lucrurile. Că așa de ușor se adoarme. Versul 6, căci eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură și clipa plecării mele este aproape. M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința. De acum, mă așteaptă cununa. Ne așteaptă și pe noi, frați și surori. Încercați să vă lăsați pătruși de cuvântul acesta și, în general, de cuvântul Domnului. Și nu uitați și dacă ne întâlnim numai peste câțiva ani, să țineți minte lucrurile acestea. Și un lucru învățat, să ne intre în minte. Spunea fratele Paul Negruscu, s-a dus la africani, a fost evanghelizarea anunțată de la ora 7, până către 8 s-au tot adunat și la 8 au început să cânte o cântare. Și până la 9 tot repeta cântarea aceea. Și la 9 au luat alta și au repetat-o până către 10. Și în jurul 10 l-au pus să predice. Și au gândit acum, dacă totul-s venit aici în altă țară, predică acum, a predicat până spre la 11. Și au zis, acum cântăm o cântare, dar numai o dată, și fratele Paul ne mai predică o dată. Și le-a zis, dar ce să vă predic acum? Exact predica aia care a zis înainte. Păi dar am spus o dată în seara asta. A zis, voi europenii și nord-americani nu știți cum trebuie. Noi ați văzut și cântarea, am cântat-o până o știm toți. Și predica asta ne mai spui o dată, ne spui doar până ne intre în cap. Ca asta vrem să o împlinim. Eu nu vă mai spun altă dată, că dumneavoastră ați reținut. Ferice dacă vom păstra aceste lucruri până când vom putea preda ștafeta ca Samuel și ca Pavel. Să știm că în urmă ne uităm frumos la ce am făcut și în față ne uităm la cunună. Amin.